suntem în Lucova. Merle inspirate de pe șasea. Salutare de aici din Albania, o nouă zi, suntem în Lucova, o stațiune de lângă Sarande, la vreo 20 de kilometri. Ne-am oprit pentru a bea o cafea și cam acesta este view-ul pe terasă. Ce părere ai, Lavinia? Ei, e foarte faină, e superb, se vede fain și plaja, acolo jos este plaja Lucova, din ce am înțeles, este foarte faină, n-am ajuns încă acolo, dar pot o să ajungem și o să vă lăsăm câteva imagini și de acolo. Da, chiar se vede de aici, apa este foarte cristalină. Iar aici prețurile sunt foarte, foarte mici. Nici un euro un espresso. Și haideți să vă arătăm și prețurile de aici, de pe terasa Lani, din Lucova. Spune, te rog, Lavinia, cam ce prețuri avem? De legume 500 de leca, adică 5 euro, o să vă zic în euro, că e mult mai ușor. O supă de pește 6 euro, pentru micul dejun avem lapte cu brânză cu ouă fierte 5 euro, legume cu omletă și brânză 4 euro. Da, sunt niște prețuri foarte bune, o să vă lăsăm și meniul. Cam asta puteți mânca aici la Lani, cu doar 4 euro, o omletă cu legume, cârnăciori. Și brânză. Și brânză, da. Numai. Am ajuns pe plaja din Lucova mai repede decât am crezut, pentru că pentru astăzi aveam un plan să mergem pe o altă plajă. Pe ce plajă? Pe plaja La Man Beach, în apropiere de Himare, dar pentru că traficul era cam aglomerat, am hotărât să rămânem aici. Mai ales după ce am văzut view-ul de la restaurantul unde am mâncat. Singura problemă este drumul, care este foarte accidentat, dar cu puțină atenție, dacă mergeți încet, ajungeți aici fără probleme. Este ceva diferit. Este locul perfect pentru relaxare. Dacă căutați un loc în care să vă detașați de absolut orice, să știți că ăsta este cel potrivit, pentru că nu există nicio rețea de internet. Adică ești rupt de lume. Cât despre plajă, vă putem spune că avem șezlonguri și umbrele din stuf, iar pentru două șezlonguri și o umbrelă am plătit 15 euro. Plaja este cu pietre și nisip, iar pe laterale, la extremități, puteți folosi cearșaful, rogojina de acasă, umbrela, totul gratuit. Pe plajă există și un restaurant unde puteți mânca și bea ceva. Și acum suntem pe terasă, am venit să bem câte o bere, iar pentru două beri Amstel Danese am plătit suma de 6 euro. Cam asta e atmosfera de pe șezlong. Super! Am terminat și noi de mâncat aici la restaurantul de pe plaja Lucova și am vrea să vă spunem ce părere am avut despre restaurant și despre mâncare.
Eu mi-am comandat o doradă cu legume la grătar și o porție separată de cartofi, deoarece dorada a venit doar cu puțină varză murată. Iar eu am mâncat carne de porc cu cartofi. În meniu scria carne tradițională, specifică locației, dar era pur și simplu o ceafă de porc cu cartofi. Însă a fost destul de bună. Mâncarea a fost bună, având în vedere că ne aflăm pe o plajă sălbatică. Iar per total, pentru tot ce am mâncat, am plătit suma de 37 de euro. Eu zic că este destul de bine. Aceasta este plaja neamenajată, unde voi plăti doar parcarea, dacă vreți să veniți aici, care vă costă 5 euro. După cum vedeți, apa este foarte, foarte curată aici pe plaja din Lucova. Avem pietricele la intrarea în apă, iar apoi este foarte nivelat cu nisip. Cam așa se merge cu Mercedes în Albania, are cauciucuri noi, după cum vedeți, și numerele inspirate de pe 6-a 12-a 2009. Încheiem vlogul după o lungă zi la plajă în Lucova, cu o plimbare pe faleza din Sarande. Vom merge să mâncăm o înghețată, să ne plimbăm puțin și poate vom sta puțin și pe plajă. Da, e super. Dacă v-a plăcut acest video, vă mai ajutăm pe canalul nostru și mulțumim!